Formatul 5 plus 2 este înghețat în mare parte din cauza războiului din Ucraina, iar afirmațiile privind independența regiunii transnistrene încalcă declarațiile participanților acestui format. Acest subiect, dar și altele, au fost temă de discuție între vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, și reprezentantul special al Federației Ruse pe acest aspect, Vitalie Treapițân. De asemenea, în cadrul întrevederii a fost abordat și parcursul european al Republicii Moldova. Se arată într-un comunicat de presă al Biroului de Politici pentru Reintegrare. Vicepremierul pentru reintegrare a declarat că în prezent formatul 5 plus 2 este înghețat în mare parte din cauza războiului din Ucraina, iar faptul că nicio întâlnire în acest format nu a avut loc la sfârșitul anului 2019 semnalează existența unor probleme structurale mai profunde care trebuie abordate. A fost accentuat faptul că negociatorul șef din partea Tiraspolului în declarațiile sale publice vorbește tot mai des despre independența regiunii transnistrene, acest scop încălcând în mod evident declarațiile participantelor formatului 5 plus 2. Totodată, multe declarații ale unor jurnaliști și persoane publice de la Moscova conțin mesaje înrăjurătoare, chiar amenințătoare. De menționat că declarațiile privind independența regiunii din stânga Nistrului s-au intensificat după ce Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Așa numitele autorități de la Tiraspol au declarat că regiunea transnistriană trebuie să-și dobândească independența pe cale pașnică. De asemenea, reprezentanții Biroului de Reintegrare mai susțin că autoritățile de la Chișinău asigură o interacțiune constantă prin canalele existente de comunicare dintre Chișinău și Tiraspol. Acestea au menirea de a găsi soluții la diferite probleme, precum încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în regiunea transnistriană, de a urmări respectarea angajamentelor asumate anterior în cadrul negocierilor și de a menține situația din zona de securitate în cadrul unor principii agreate, precizează aceștia. S-a atras atenția asupra excluderii potențialilor provocări care ar periclita buna funcționarea școlilor cu predare în română din raioanele de est ale țării și accesul fermierilor la terenurile agricole din raionul Dubăsari. Reprezentantul special a fost de acord cu existența provocărilor aferente accesului la terenurile agricole, școlilor cu predare în limba română și, în general, obstacolele în calea liberei circulației de pe Nistru. În cadrul întrevederii a fost abordat și parcursul european al Republicii Moldova, precum și interesul sporit al regiunii transnistriene de a fi parte acestui proces. Precizările vin din partea Biroului de Reintegrare în urma solicitării trimise de TV6. Un exemplu concludent în acest sens sunt companiile din regiune, care în corespundere cu rigorile cadrului legal național și european efectuează operațiuni comerciale externe în statele membre ale UE, unde se direcționează mai mult de jumătate din totalul exportului de mărfuri produse în regiune. S-a menționat că obiectivul de reintegrare a țării și cel de integrare europeană sunt interconectate și urmează a se avansa în realizarea acestora pe ambele maluri ale Nistrului, oferind premize reale de restabilire a spațiilor naționale unice și de implementarea priorităților trasate pe întreg teritoriul țării. Se menționează în precizare expediată. Totodată, pe marginea subiectului privind statutul de țară candidat la UE, nu au fost făcute comentarii sau sugestii concrete, ne-au mai declarat responsabilii de la reintegrare.